Bun. Deci cam despre asta e vorba în criptomonede. Balonul acela, Bitcoin-ul, este zona de intrare a banilor în criptomonede. După ce intră banii în criptomonede, dominația Bitcoin-ului de cele mai multe ori crește undeva la 70%, cum e acum 80% și așa mai departe. Și după aceea, când se stabilizează Bitcoin-ul la o anumită valoare, banii se mută din Bitcoin ușor, ușor în criptomonede alternative. Și atunci, când se mută banii din Bitcoin în criptomonede alternative, vine, se numește alt season sau sezonul criptomonedelor alternative. Și atunci se fac, teoretic, traderii și insiderii, oamenii care sunt în domeniul ăsta de mult timp, fac cei mai mulți bani, pentru că alt sezonul sau sezonul criptomonedelor alternative este mai mult generat de începători. Iar începătorii nu știu despre ce este vorba, iar insiderii ce fac? Le vând proiectele ca și când acel proiect sau acea criptomonedă este următorul Bitcoin, iar începătorii, să zic așa, în ghilimele, pun botul și cumpără acea criptomonedă, dar de fapt insiderul i-a luat Bitcoin-ul și i-a vândut shitcoin-ul, să zic așa. Deci despre asta este vorba în alt season.